România are un bilanț pozitiv în fața Angliei, cu 3 victorii și 2 înfrângeri, alte 6 dueluri încheiindu-se la egalitate. Toate cele 3 succese au venit în meciuri oficiale, unul în preliminarii și 2 la turneele finale. Britanicii ne-au învins o singură dată în partidele importante, cu 1-0 la Cupa Mondială în 1970 din Mexic. Naționala Angliei s-a calificat la Euro 2020, câștigând grupa din care au mai făcut parte Cehia, Kosovo, Bulgaria și Muntenegru, cu 7 victorii și o înfrângere și 37 de goluri marcate. În 4 partide disputate în istorie la Londra, 2 amicale și 2 oficiale, naționala României nu a pierdut niciodată. Toate s-au încheiat la egalitate. Până la meciul amical cu Anglia, naționala României va disputa play-off-ul pentru calificarea la Euro 2020. Pe 26 martie vom juca în Islanda, câștigătoarea urmând să înfrunte în deplasare Bulgaria sau Ungaria pe 31 martie în finala barajului. Anglia va juca la Euro 2020 în grupa D la Londra alături de Croația, câștigătoarea play-off-ului C, Scoția, Norvegia, Serbia, Israel și Cehia. Dacă va reuși calificarea la Euro 2020, România va face parte din grupa C.